Frumusețe înseamnă, în primul rând, sănătate. Despre frumusețea tenului și frumusețea părului vorbim astăzi cu Eva Lăcătuș și cu Luminița Botar. Doamnele mele, sunt foarte multe de spus despre ten, despre luminozitatea lui, despre frumusețea părului. Spuneam în prima parte a emisiunii că sunt o mulțime de informații și că internetul ne dă posibilitatea să ne alegem de acolo tot ce vrem și ce nu vrem. Știm să alegem. Ce ajunge? Că de multe ori nu înțelegem sau nu știm ce să alegem pentru tipul de ten sau tipul de păr pe care îl avem și ajungem și la cosmeticiană și la hairstylist și ne trezim că părul este ros, este ars, este deshidratat, tenul este la fel și cu atât mai greu că sunt persoane foarte tinere care abuzează de produsele acestea. Și aici poate că doamna Lăcătuș ar trebui câteva elemente de educație și pentru păr, dar mai ales pentru ten, că se exagerează în multe cazuri. În primul rând începem cu stabilirea clară a tipului de ten. Și așa cum mai spus, Viorica, ne referim mai ales la categoria foarte tânără. Pentru că, repet, aceste imperfecțiuni inestetice, deci excesul de sebum dă acele comedoane din care apare acneea comedogenă. Acum, o acnee comedogenă, de fapt, se încarcă cu un exces de sebum care deja este datorită răsturnării hormonilor și nestabilizați, cu produse foarte, foarte agresive, foarte degresante. Ori e mare diferență între tenul acneic, pentru că la tipologiile de ten sunt asemănări și deosebire. Astea se învață în școală. Dar de asta zic, e foarte bine să fie stabilit clar tipul de ten și mai ales la categorie tânără de o cosmeticiană, de un dermatolog, pentru că de acolo încolo deja și este bine să-l informezi, dar astea sunt produsele tale, sunt pentru ten gras, sunt pentru ten mixt, sunt pentru ten mixt sensibil, că acum găsim o multitudine de dermatocosmetice, dar să care să le găsim alegem la farmacie, pentru că farmacistele, da, sunt și farmaciste, tot respectul pentru dânsele, care știu acum, ce în categorii mari așa, da? Recomandă, să zicem, un produs de curățare, dar, de exemplu, dacă pe bază de acid salicilic o concentrație mai puternică îi oferă la un produs, la o examinare vizuală așa de la 2 metri, deci de la teșghea până la client, mare lucru n-a făcut. Și mai nou, tineretul de pe internet. De pe YouTube, sunt reclame extraordinare că sunt acești frumoși tineri care sunt... Și vrem să fim da, ca ei. Și vrem să fim ca ei și se tot fac tot felul de filtre acolo, clipite se schimbă, așa a fost înainte, așa a fost după și sigur la vârsta asta încă credibilitatea este mare. Nu zic, sunt și doamne care tot așa cred în cremele minune care dispare ridul în 10 în zile, minute. În 7, da? care ridul și ridurile deci, sunt ale noastre. Foarte important să afli în primul rând tipologia de ten pe care o ai, pe care se poate stabili, repet, o cosmeticiană, un dermatolog și de acolo încolo să fii și să fii stabil până la momentul în care tu ții sub control acea imperfecțiune, acea problemă pe care o ai. Același lucru. Pentru că se schimbă, sigur, în perioada vieții, de la adolescență va trece la tinerețe, dar pielea este un organ foarte, cel mai mare și foarte deștept, are memorie și el ține minte. Și se spune că tenul pe care îl ai la 20, chipul pe care îl ai la 20 de ani, îl obții genetic, natural, prin familie. Dar memoria aceea și depinde de tine cum arată tenul acela peste, cum îl îngrijești, peste cum îl 20, peste 30 de ani. Când, cum vezi că un păr suferă? Suferă din cauza de lipsă de substanțe care îl ajută să se hrănească? Păi, în primul și în primul rând, nu mai are luciul acela, este casant, la pieptănat se rupe, firul se subțiază, podaba capilară o pierzi mult mai repede. Repede.
Și aici vreau să fac o precizare, dacă sunt persoane, mai ales în perioada aceasta, ca părul cade într-o cantitate mai mare, dar dacă prin perioada aceasta, adică primăvara? De primăvară, da, primăvara și toamna, dar dacă se observă o cantitate, să zic, peste 50 până într-o 100 de fire pe zi, recomand să se consulte un medic dermatolog, să se vadă cauza. Și apropo de păr, sunt produse special pentru categoria de păr care o avem. Pentru păr, de exemplu, dau un exemplu, pentru păr uscat. Sunt măști, trebuie să avem grijă și cum spălăm părul, pentru că de multe ori nu știm să spălăm părul corect. Am vrut să, când vorbea despre demachiere, am vrut să te întreb. Deci este foarte important. Deci, în primul și în primul rând, se spală părul cam de două ori pe săptămână, dar sunt persoane care pot să-l spele și zilnic și necesită că are un exces da, mai mare, dar atunci recomand un șampon pentru uz frecvent. Să nu uităm de mască, balsam. De câte ori punem? Balsamul trebuie să-l folosim de fiecare dată pentru că ne ajută și la descălcitul părului, ne ajută și la ca părul să nu se electrizeze și revenind înapoi la spălat, trebuie neapărat să facem de două ori șamponarea și șamponul nu-l punem direct pe păr, pe pirul de păr, îl omogenizăm puțin în mână și cu bulbul degetelor îl masăm. Deci trebuie să avem foarte mare grijă și temperatura apei trebuie să fie nici prea rece, nici prea caldă. Mie îmi place foarte caldă. Știu și de multe ori vă spun că nu vreau. Exact. Și eu strig, e exact, rece, e rece. Exact. Să nu uităm, după când îl uscăm, să nu-l frecăm cu prosop, pentru că și atunci îl agresăm se rupe. Deci și porul are, și el trăiește, are viața lui. Da? Și îl tamponăm doar cu prosopul și când îl uscăm este obligatoriu, pentru că acum trăim alte vremuri și alimentația este alta față de ce era înainte. Dacă mai rămâne timp, vorbim puțin despre viață, despre sănătatea corpului, care se vede foarte bine în sănătatea pe protecție, scalpurile, care sunt chiar neplăcute, mâncărimi, pentru că se fac pustule pe scalpul părului. Păi tot acolo din cauza se recomandă chiar un aparat folosit în cosmetică, electrodermul, care și stimulează puțin terminațiile nervoase, irigă bine cu sânge și scalpul părului. Pentru e un piaptăn și un aparat de un curent de înaltă frecvență care prin scânteiere activează foarte bine, pentru că este zona unde foarte puțin și în cosmetică sunt foarte numai anumite tehnici acum, dar la masajul facial. Se termină cu masarea scalpului. Și la păr pui foarte multe produse, dacă nu știi să le folosești și să le dai jos, că de multe ori rămânem cu fixativul. Să nu facem un abuz din ele și primul și să nu uităm de protecție. Protecția termică care ne ajută atât pentru ustensilele care le folosim pe bază de căldură, cât și pentru radiațiile solare, că tot vine vara. Da. Deci știi că sunt femei care zic, nu mă duc la coafor sau nu mă duc la coafor în special, că îmi arde părul cu placa, îmi arde părul cu fenul, nu mă decolorez sau nu mă vopsesc, că îmi strică sănătatea firului de păr, ceea ce nu e adevărat. Nu este adevărat. Dacă nimerești la o persoană care știe și cunoaște ce are de făcut, din contră, îți dă doar o bunăstare și un luciu la firul de păr. Și sunt și la acum voi, sunt aparatura deja aparatura, toate sunt moderne, toate au protecții, deci am avansat, deci nu mai este cum era. Da, și placa are senzor, că se reglează temperatura. Mai ales profesioniștii. Avem nevoie de colagen, de acid hialuronic pentru... De colagen și am ajuns la punct, am pus... Colagenul, de fapt, este o moleculă mare. Am auzit foarte multe emisiuni și emisiuni pe care le-au susținut doctori, profesori în dermatologie. Colagenul, de fapt, ce face? Hidratează. Deci ăsta este colagenul cu elastina împreună. Care ce dau? Care dau elasticitatea pielii.
dau posibilitatea să se miște pielea, da, și cu ajutorul mușchilor, și să nu se șifoneze. Și da? De aia când deci, dispare colagenul... Când dispare colagenul, bineînțeles că colagenul este odată cu vârsta... Răspunzător de colagen este estrogenul. Estrogenul începe să cadă după, da, începe în perioada premenopauză. În momentul în care, sigur, foarte multe produse cu colagen, și creme, și spume, spumă cu colagen, da, sunt produse foarte bune, dar să nu așteptăm un minun efect de la ele. Minun, ca un silicon care îl bagi, nu, într-o gropiță, într-o linie de expresie și așa ca prin minune dispare. Nu. Un ten, în primul rând, trebuie foarte bine curățat și hidratat. Asta este foarte, foarte important. Cremele de noapte. Cremele de noapte diferă și majoritatea sunt cu efect de hidratare cremele sau, hai să începem, matifiante, hidratante, pe tipologie de ten. Hidratante, cu efect de lifting, da? Nutritive, pentru că tenul uscat este, se desparte mari două categorii. Este tenul uscat deshidratat și alipic, cu lipsă de grăsime. Unde cauzele sunt mai ales interne. Adică se răstoarnă tot așa echilibru hormonal, pentru că este o altă etapă din viața unei femei, da? Sunt mai multe, dar asta este o etapă care este dureroasă și atunci toată lumea fuge și acidul hialuronic. Acidul hialuronic este acum în tehnologia nouă de preparare a produselor cosmetice, este încapsulat. Deci, plus sunt foarte multe substanțe, ingrediente, substanțe profesionale cu concentrație mare, care pot fi introduse cu ajutorul aparatelor electrice din cosmetică și foarte multe aparate se vând acum și la persoane fizice, în miniaturi, bine, nu au aceeași fiabilitate. E bine să le folosim? E să bine, le avem? Dar după ce am după cerut, ce știm am cerut, ce exact. Cu știm ele? În primul rând... și cum să le folosim și aparatele este foarte important. Pentru că la aparate și nu numai la aparate, și la produse cosmetice, sunt foarte multe produse cosmetice care încep, deci prin a atenționa consumatorul sau viitorul consumator, cu contraindicații. Și contraindicațiile încep la produsele noi, pentru că sunt foarte multe produse sintetice obținute în laborator, cu interzis persoanelor cu probleme, boli autoimune. Păi tu de unde să știi? Nu toată lumea știe că are o boală autoimună. Este boala secolului, boala autoimună, pentru că este o răsturnare, nu sunt medic și nici nu mă bag pe câmpul competențele unui medic, dar se răstoarnă tot circuitul celular. Totul este dat peste cap și atunci acești anticorpi se produc haotic la orice boală autoimună, începând de la diabet, până toate sunt boli autoimune, bolile endocrine. Și atunci, dacă tu vii cu un produs din acesta foarte agresiv, invaziv, totul se resoarbe, de pe epiderme, gen derm, mai ales dacă este ajutat de aparate electrice din cosmetică. Fie curent galvanic, fie ionoforeză, fie... mezoterapie virtuală, fie orice aparat activ, activ ce înseamnă? Că trece de epiderm și intră în derm. Și din derm sunt vasele de sânge, se preiau în circulația sângelui și acolo se pot produce lucruri dramatice. Plus imperfecțiunile pe care le avem pe piele. Sunt imperfecțiuni de ordin... să zicem, neuroviral, sunt imperfecțiuni de ordin modificări celulare. Deci poate să fie deja o modificare celulară care nu mai e de competența mea. Competența mea de cosmetician este să le recunosc și unde nu este tărâmul meu, să-l trimit imediat pe client, ca pacient, la un medic dermatolog. Pentru că acolo deja se ajung la drame. Și pe aceste imperfecțiuni, puțin, să zicem, de la un melanom senil, da? Care este o banală pat, m-am pătat, că e de la vârstă, descoamat, următorul pas poate foarte repede duce spre evoluție
evoluția unui carcinom. Când începe să se descoameze, te mănâncă. Exact, exact, exact. Și atunci l-ai trimis, l-ai trimis la... Sunt, e plin de, de, de... Avem niște... îi iubesc, niște dermatologe, fete, mai, în general, ca Mirele le-am cunoscut, excepționale în Baia Mare, excepționale și lucrează cu atâta devotament. Și au curățat cliente de ale mele de aceste keratoze senile, keratozele care sunt inestetice în primul rând, așa niște, sunt și pigmentate spre maro, sunt cu excrescențe, uscate, urâte, cresc, pentru că acolo se keratinizează, se tot depune piele, se întreține un câmp bacterian. Deci este ceva și pe aceste mici imperfecțiuni care nu ne plac nouă în oglindă sau le bâzim sau mai spun putem și clientele, asta nu poți să le dai jos. Da. Nu, asta nu e de competența mea, asta e de competența, vezi un tine dermatolog, vezi un chirurg estetician, pentru că asta nu mai e de competența mea. Și atunci, aceste aparate, asta vreau să subliniez și vă rog din suflet, atenție, pentru că se vând peste tot și văd reduceri de preț aproape la bani de nimic se dau, că asta este în cosmetică și cred că în toate domeniile, apare ceva, e foarte bun, e foarte scump și pe urmă, peste 5 luni nu mai e, gata, e cancerigen, face, da, pentru că nu există nici produse cosmetice proaste, pentru că peste tot la o fabrică de cosmetice nimeni nu-și permite, nu trece produsul până nu este omologat, până nu trece printr-o verificare, control calitate, exact, de calitate, unde sunt medici, unde sunt biologi, unde sunt cosmetologi. Deci aceste produse toate sunt verificate. Nu sunt bine folosite, nu există produse proaste sau aparate. Trebuie foarte bine să fii informat. Întreabă-ți cosmeticiana. Eu nu o să mă supăr niciodată, pentru că sunt conștientă că nu poți să stai săptămâna sau alte perioade din viață, că pleci din oraș. E foarte greu într-o altă țară, în alt oraș, să-ți găsești. Sau poate nu-ți permiți financiar să-ți găsești repede o cosmeticiană. Atunci chiar le recomand, sau inclusiv produse de întreținere estetică pentru epilat. Uite, cumpără ceara asta, așa să faci, le învăț efectiv decât, nu? Deci este uman, este normal și foarte mare grijă la folosirea aparatelor și produselor. Întotdeauna începeți cu contraindicațiile. Și lumea este acum pornită să-și cumpere de pe net. Din păcate, de pe internet, foarte multe firme vând produse care nu permit, deci fără diplomă de studii, sunt producători care nu vând produsul. Este asta linie profesională și fără să-ți prezinți diploma de studiu cu act de identitate, act de identitate nu îți vinde exact produsul. Asta înseamnă o firmă profesională. Dar iertați-mă, dacă de pe internet pot să-mi iau și sala de operație, atunci să nu ne mirăm. Dar atenționați-vă, clientele, prietenele, luminița, de câte ori trebuie să ne schimbăm lucrul? Se spune că măcar o dată pe an, așa, doamnele trebuie să-și schimbe lucrul. Eu nu mi-am schimbat freza asta de foarte mulți ani. Doamna Lăcătuș chiar mi-a zis, freza asta o avea așa cu 20 am de încercat ani. Da, dar e adaptată. Nuanțele sunt superbe și felicitări, luminița, și bretonul, în felul în care ai tuns, am sesizat. Da, ea vrea să... Am încercat schimbări, dar nu merg. Și am spus, ce mi-ai din comoditatea mea, că mi-e foarte bine așa, da. De câte ori, bună întrebare, de câte ori simțim? Este recomandat o dată pe lună să vii la tuns din vârful. Și repet, nu, dar să-ți schimbi așa, sunt persoane, am client, uitați la dumneavoastră, am încercat. De atâția ani de zile mergeți pe același stil. Trebuie să ne simțim noi. E cel noi mai comod. Cel mai bine, deci, este să ne simțim. Sunteți conservatoare. Nu. Eu admir persoanele conservatoare. Mi-e bine așa. Mai sunt câteva doamne în oraș care ne simțim noi bine în pielea noastră. Și când ne uităm în oglindă, dacă vedem ceea ce vedem ne place, ok, mergem mai departe. Dacă nu, dar eu totuși recomand măcar de două ori pe an să ne schimbăm ceva la păr. Pot să te întreb și eu ceva? Da. Auzeam tot așa la emisiune că din când în când trebuie să schimb cărarea. Da, tot așa adevărat. Pentru persoanele care... Da, se formează pe tot, da, pe da, sănătatea. Apare deja calviția. Adică nu știi direcția și atunci apare alopecia sau... Da, după anumite, da, mai ales după 50, 60, să nu zic cifre aici, dar
Sau se modifică structura părului, da, dintr-o boală, dintr-un tratament agresiv. Nu știm bine și atunci normal că trebuie să fac o schimbare. Odată cu înaintarea în vârstă, la fel cum ai povestit și tu de colagen, și părul are nevoie. Și colagenul și acidul hialuronic îl găsim în tratamente, care recomand măcar o dată pe lună sau la măcar de două ori pe an să se facă un tratament. Pentru că ajută, da, pentru că și sunt acum și medicamente care ne ajută, dar acele medicamente suplimente cu colagen și acid ajută foarte mult. Pentru că cum înaintăm în vârstă și pielea noastră și părul, deci au nevoie de vitamine. Da, părerile sunt împărțite. Așa. Unii medici, mai ales cei mai mulți pe medicină alternativă, susțin că cel mai bun colagen este în... Acum, în ultima perioadă, asta e foarte, foarte, da, colagenul, da, gelatina, da, gelatina din carnea de porc, din orice, exact, din cartilaj, ăsta e cel mai sănătos. Dar nu-i sigur că da. Merge pe partea digestivă foarte bine și atunci, da, și suplimentele. Drăguțele mele, uite, mai avem 5 minute din emisiune. Ce repede a trecut. Foarte multe lucruri sunt. Uite, vreau să, da, poate mai veniți odată să vorbim despre intervențiile estetice, despre operațiile aici, estetice. Aici, chiar dacă sunt foarte, foarte buni chirurgi esteticieni, să invit și un, da, eu zic, da, că ar fi mult, mm-hmm, mai, pentru că și aici sunt că foarte aici dezinformați. Sunt... Am deja, cliente mă întreabă pe mine acum. Da, și eu sunt informată, încerc să mă informez, încerc să le, așa, să le recomand, dar aici, repet, nu e în competența noastră. Deci și eu doar din informațiile pe care le-au dat, avem deja în oraș chirurgi foarte buni care pot interveni și aici să fie foarte atente. Da, sunt și colege care le felicit și au foarte mult curaj să meargă pe plaje un pic mai sensibile. Felicitări, dar și lor le recomand să fie foarte atente, pentru că o singură dată trebuie să se întâmple o nenorocire, exact, și este dramatic. Deci aici eu, Viorica, îți recomand să inviți, pentru că sunt tinerii care vin, generațiile de medici. Nu intram în subiect, eu știu. Și de generația trecută. Sunt foarte important competenți. Să știi, e important să știi ce vrei. Sunt foarte multe. Că sunt foarte multe lucruri la modă. Dacă se întâmplă, dacă tu ai făcut, trebuie să fac și eu. Și nu tuturor ni se potrivește freza, culoarea, tratamentul vârsta, respectiv, tratamentul, intervenția respectivă. Da. Luminița, ce ai spune tu primăvara doamnelor și domnișoarelor? Da, primăvara tocmai a sosit. Este un moment prielnic pentru a vine zăpada imediat. Pentru a ne da o nouă șansă stilului de viață. De aceea invit doamnele, domnii, să ne treagă pragul saloanelor și să se lase... Pe mâna noastră, pentru a-și încărca bateriile pentru ceea ce urmează, pentru vara, pentru concedii, pentru vacanțe, da. Vă doresc o primăvară minunată, plină de lumină și de prosperitate. Eva? Eu le recomand, în primul rând, tratamentele de curățare. A trecut o iarnă de hidratare, de curățare și hidratare. Inclusiv tenurile normale au nevoie, o dată de două ori pe an, de o curățare. Aerul uscat în încăperi a deshidratat foarte, foarte puternic tenurile, plus, sigur, deșeurile cutanate, care sunt din rezidurile de celule moarte la suprafața pielii, trebuie curățate, indiferent cu ce metodă, agresivă, non-agresivă, nu are importanță. Acum, repet, colegele mele, deci Baia Mare este uimitor de... Și mă uimesc și mă bucur foarte mult. Poate că fostele mele... Poate ne spui așa în 30 de secunde și despre protecția împotriva ultravioletelor, da, dacă neapărat, este necesar. Neapărat, este necesar, mai ales pentru persoanele cu tenurile sensibile, mai ales pentru persoanele care au făcut deja tratamente, peelinguri chimice, microdermabraziuni, un pic mai invazive, deci au nu că n-au distrus neapărat stratul hidrolipidic, dar undeva... au sensibilizat pielea, deci acolo nu este admis în fiecare zi, nu este admis să iasă fără crema de protecție 50. La fel și la păr, deci chiar recomand protecțiile solare, ne ajută foarte mult, pentru că mai ales la părul blond chiar este indicat.
Da, și deci stratul de ozon din ce în ce mai subțire, e clar că și foarte important, cremele de protecție ar fi un alt capitol, modul în care aplicăm. Avem acolo, avem factorii 30-50. Ăla este iar un coeficient care se calculează în funcție de culoarea pielii, în funcție de cum a fost adresată pielea respectivă, în funcție de ce probleme are. Dar neapărat, cremă de protecție, cremele de zi, ușoare, hidratante, pe care nu este specificat număr, deci un număr, deci 20 sau 15 produse sau 30, naturiste sau produse și naturiste sintetice și produse sintetice, acolo la ingrediente, acolo deja este treaba cosmeticienei, a farmacistei, a dermatologului, este, nu este specificat un număr, să știți că acolo merge între 15 și 20 factorul de protecție, suficient pentru, pentru o zi obișnuită în care te-ai deplasat cu mașina până la birou, ai venit acasă. Când deja ai mers în excursie și ești un fan al munților și așa, și este foarte la modă și este îmbucurător și fericit pe toate persoanele, da, în fie și mai mult de atât, dacă ai transpirat, să zicem, ai urcat la cota 1000-2000, e cald deja, bate soarele și simți că ești umed la față, te-ai retras undeva la umbră și ai aplicat din nou crema să fie la tine. Dragile mele, eu vă mulțumesc în primul rând vouă, le mulțumim și telespectatorilor. Sper că au aflat multe lucruri interesante, o informație care este necesară, de care avem nevoie, pentru că și părul și pielea le ducem cu noi întreaga viață și se spune că părul și pielea au memorie. Ai spus și tu, cred că la un moment dat, au memorie și-și aduc aminte peste 10, 20, 30 de ani, cum le-am tratat noi astăzi, să aveți o primăvară frumoasă și aveți grijă de în sănătate, bucurie și lumină. De pielea dumneavoastră și de o primăvară care să ne aducă bucurie în suflet, pentru că sănătatea și frumusețea din interior se văd. Acestea fiind spuse, să aveți zile senine și o seară bună să fie.